într-adevăr, este un studiu foarte important din punctul meu de vedere. Aș fi spus și câteva cuvinte și despre romanul Mihai. Din păcate, n-am reușit să-l citesc. PDF-ul mi-a ajuns prin e-mail cu mare întârziere. Am reușit doar câteva pagini să citesc și... nu că mi l-a trimis cineva prin e-mail, PDF-ul. Nu zic că e cartea, de acum îmi pare și nu. Nu știu cum. Dar, mă rog, prin servicii secrete. Georgiene. Curios am fost... Însă am fost curios cel puțin să citesc postfața lui Constantin Cheian, care nu m-a lămurit prea tare pentru că este să... Asta era ideea. Un registru, așa zice, cumva jucăuș frivol. Deci, ceea ce am înțeles din această postfață este doar, am înțeles despre ce epocă este vorba și cam atât. Deci sper acum să fie mai explicit. Nu-ți promit, Pentru că acum se va trece la roman. Vom începe, ați observat, cred că astăzi am sărit peste open mic-ul nostru în fiecare ședință, cei care nu au mai fost. La fiecare de ședință deschidem o lectură pe care cei doritori o fac fie din cărțile lor, fie din altora. Așa că eu și Alexandru Baculovski vom face o lectură din romanul lui Mihai, pentru că, așa cum s-a spus deja, romanul abia acum a ajuns în Chișinău și cei mai mulți nu știu și înainte de a vorbi despre el să auzim câteva lecturi. Și pentru că tot îl văd pe domnul Erizanu, m-am gândit să vă spun că dacă cumva nu o să vă săturați prea tare astăzi de frații Baculovski, mâine dimineață îi vedeți la cărțile săptămânii cu romanul Tovarăși de cameră, bineînțeles, și 157 de trepte spre iada mezinului Alexandru Baculovski. Alexandru, curaj, lectură!